Numărul de cazuri de COVID-19 continuă să crească în Mehedinți. Rata incidenței cumulative COVID-19 continuă să crească odată cu trecerea timpului, fapt care se datorează nerespectării măsurilor de precauție. Tot mai multe cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în România în luna septembrie. Medicii avertizează că trendul este crescător, iar acest fapt este urmarea relaxării din concedii, a faptului că oamenii nu mai respectă reguli de distanțare fizică și nici de igienă. Sfârșitul pandemiei a fost declarat oficial în data de 5 mai 2023, numărul de bolnaviri scăzând considerabil la începutul sezonului estival. În prezent, asistăm la o tendință ascendentă a numărului de persoane confirmate cu infecție SARS-CoV-2. În data de 6 septembrie, în județul Mehedinți au fost înregistrate 24 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, până în prezent fiind înregistrate 25.130 de cazuri. În unitățile sanitare de profil din județul Mehedinți, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 în prezent este de 4 adulți. Până astăzi, în județul Mehedinți s-au înregistrat 980 de decese la persoane diagnosticate cu infecție SARS-CoV-2, dintre care s-au declarat 0 decese în ultimele 24 de ore. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 68 de teste PCR și rapide antigene. În prezent, rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,13, iar în Drobeta, Turnul Severin, rata incidenței cumulative este de 0,15. Rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este disponibilă pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Mehedinți.